Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu domnul Silviu Roșioru, consilier local PSRO. Vorbim, domnule Roșioru, despre problemele buzoienilor și despre ce ați mai discutat la primărie astăzi. Întreabă un telespectator ce se mai întâmplă cu sala sporturilor, de ce nu este întreținută, pentru că sunt foarte multe probleme și cu aerisirea, și cu iluminatul, și cu spațiul, și întreabă ce măsuri luați în Consiliu pentru a rezolva problema. Deocamdată sala sporturilor nu este în administrația primăriei. A fost un proiect, există o hotărâre, dar trebuie și o hotărâre de guvern. Cred că în următoarea lună sau anul viitor se va face acest lucru și de atunci primăria și noi, Consiliul Local, putem să ne implicăm în bunul mers al acestei săli. Până acum este sub patronatul, administrarea Ministerului Tineretului și Sportului. Spuneți-mi despre bazinul olimpic. Înțeleg că vom avea în sfârșit un bazin olimpic. Este binevenit, e un lucru foarte bun. Buzău are nevoie de așa ceva. Păcat că noi avem un bazin, puteam să găsim câteva soluții să îl preluăm. Da, dar știu că s-a încercat preluarea, dar n-au fost de acord cei care îl dețin. Mă rog, aici se putea găsi soluții, eventual, știu eu, să-l concesionăm sau să-l închiriem pe o perioadă lungă și atunci vedeam cât de eficient și cât de folositor. Știți, domnule Roșioru, că nu au vrut sau erau costuri pe care le solicitau foarte mari. Dar știu că în urmă cu un an și în urmă cu 2 ani chiar, foarte mulți buzoieni spuneau că vor bazin olimpic. După ce a fost străinat bazinul olimpic de la primărie, oamenii spuneau că au nevoie de bazin olimpic. Iată că în sfârșit. Iată că acum avem un proiect. S-a aprobat, da. Se va face acest bazin și avem 2 bazine olimpice la Buzău. Vom vedea ce se va întâmpla. Dar cred eu că e un lucru bun. Orice se construiește în folosul cetățenilor este un plus. O sumă foarte mare de bani, de 18,4 milioane de euro, se va investi în asfaltări. Înțeleg că sunt în sfârșit bani europeni. Da, sunt primele fonduri atrase pe municipiul Buzău în anul 2019. Gândiți-vă că până acum nu am luat un euro pentru asfaltări. Nu este târziu, foarte bine că au venit și acum și am obținut această finanțare. Este vorba de asfaltarea străzilor Transilvaniei, Bulevardul Unirii și Aleea Industriilor, unde sunt prevăzute și piste de biciclete, va fi amenajat corespunzător. Lucrările trebuie foarte bine făcute pentru că orice investiție pe fonduri europene, știți că este o atenție foarte mărită pe astfel de lucrări, pentru că acolo banii sunt foarte bine chipzuiți și atent monitorizați. Bun. Să vorbim despre ce se mai întâmplă cu străzile din Buzău. Înțeleg că și astăzi ați mai botezat câteva. Da, astăzi eu am spus domnului primar că trebuie să încetăm odată pentru că am bulversat populația și îi punem pe drumuri și sunt nemulțumiți. Cel puțin mă întâlnesc cu zeci de buzoieni nemulțumiți pe această problemă pentru că implică schimbarea buletinelor, cărților de identitate, a permiselor, a actelor la persoanele juridice. Nu mai spun că implică cheltuieli, dar sunt și proiecte, autorizații unde strecute strada veche și trebuie din nou luate avizele pe strada cea nouă, pentru că nu permite arhitectul șef, nu poate. Și este legală această situație. Și cred eu că nu este o prioritate să schimbăm denumirile și să-i bulversăm pe oameni. Și avem aici o altă problemă a taximetriștilor. Vorbim aici de salvare și poliție, pompieri. E perturbăm situația și nu este corectă și nu este normală pentru o administrație sănătoasă.
Știu că a solicitat, dacă tot vorbim despre străzi și despre trafic, a solicitat câteva sensuri unice în Buzău. Da, am venit cu propunerea și în comisia rutieră să se ia și să se analizeze posibilitatea introducerii sensului unic pe strada Democrației, pentru că vedem că traficul este îngreunat datorită mașinilor parcate pe o parte și pe cealaltă, că locatarii acestei străzi n-au unde să parcheze și în curte sunt case unde greu au acces, adică imposibilitatea de a parca în curte. Mai avem o stradă aici în interiorul cartierului Obor, unde cetățenii tot așa au sesizat și au reclamat faptul că trebuie introdus acest sens unic pe străzile din, adică creat acel inel în interiorul cartierului Obor pentru fluidizarea traficului și atunci problemele vor fi mult mai bune pentru cei care să locuiesc în acea zonă. Da. Și cred eu și strada Ion Colonel Buzoianu, mai ales că acolo s-a introdus și un traseu al Transbuz și tot timpul sunt blocaje în trafic pe strada Ion Colonel Buzoianu. Trebuie găsite soluțiile în așa fel să fluidizăm traficul în municipiul Buzău. Da, dacă tot vorbim despre trafic, e un eveniment rutier, un accident cu 3 autoturisme implicate pe bulevardul stadionului în zona parcului Crâng și în acest moment traficul este dirijat în acea zonă. O să revenim cu informații în momentul în care le avem. Spune un telespectator, domnule Roșioru, ce se va întâmpla cu parcările în zona gării? Știu că ați avut o hotărâre, spune, mă rog, un proiect referitor la circulația pe bulevardul gării. Da, vor fi marcate și vorbim aici de acele locuri de zona parcare. De zona HD-ului, cred că vorbește. De zona din jurul colegiului HD-ul. Păi, se vor marca locuri de parcare și se vor concesiona sau se vor amenaja parcări publice contra cost. Asta este proiectul care este cel mai viabil și de acest lucru se va ocupa Urbiserv SRL, Societatea Primăriei Buzău. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara și în tatălui dumneavoastră. Vă rog. Deci, o societate care furnizează agent termic, apă, curent, deci au unitățile de măsură, da? Da. Inclusiv Ramu are unitate de măsură. Referitor la mai devreme ce ne-a intervenit, spunea pe acele colmane despre ce este vorba. Deci, o factură care o emite Ramu vine pe o unitate de măsură care este la subsolul blocului. Din acea factură vine consum pe bloc, blocul respectiv, de acolo se plătește pierderile care sunt inexistente. Inexistente cum? Ei spun că sunt inexistente, dar sunt existente. Acele coloane, deci consumă. Deci exact cum este la apă rece. La apă rece am consumat un bloc 80 de metri cubi, la care citirile din apartamente sunt 60 de metri cubi, diferența se pune pe numărul de persoane. La fel este și la RAM. Deci totul este contorizat. Altceva ce vreau să vă spun cu țările din apartamente, deci în legea Asociației de Proprietari, legea 196-2018 din 20 iulie 2018, în cadrul proprietății individuale, proprietarul are obligația să păstreze și să întrețină în stare de funcționare și siguranță spațiile interioare, echipamentele și instalațiile din dotarea tehnică a proprietății individuale, respectiv instalații sanitare de încălzire, canalizare, alimentare cu energie electrică, gaz, apă, precum și altele de această natură. Deci nu avem voie să tăiem de capul nostru aceste țevi din casă. Păi asta spuneam și noi, că există o lege, chiar dacă nu e tocmai bună, există o lege. Exact, nu se poate să tai cablurile electrice după casa scării, totul, și acele conducte, când s-au cumpărat aceste apartamente, trăim în condomeniu. Deci acele țevi nu poate să le taie nimeni fără acordul locatarilor între ei. De aceea se cere semnături stânga, dreapta, sus, jos, când se debranșează. Bun, sunteți la RAM, înțeleg, da?
nu sunt la RAM, lucrez într-o asociație și sunt foarte multe probleme. A, dumneavoastră personal sunteți debranșat? Exact, da. Și chiar dacă sunt și la RAM, am lucrat și unde am mai lucrat, eu vă duc la cunoștință exact ce este. Da, vă mulțumim deci, să nu mai informăm, deci, locatarii și proprietarii acestor apartamente. Când s-au cumpărat un apartament și vă duceți și la un notar, vă specifică aceste probleme din legea respectivă. Da, n-am informat greșit. Spuneam că există o lege. Și e tot mai corectă. Da. Și modificările care se fac într-un apartament, inclusiv o debarasă, indiferent să dă ramă, și este o țeavă de gaze, trebuiește un proiect ca să poată să modifice acea coloană de gaz. Da. Da, vă deci mulțumesc. Ramul facturează în funcție de acel aparat. Dar vi se pare corect în momentul în care sunt debranșați majoritatea din bloc? Aici s-au făcut două tabere. Să împart cei debranșați și cei care sunt branșați la RAM. Eu vă întreb cum vi se pare dumneavoastră. Că... Corect, nu trebuie să sufere nimeni. Asta este. Da. Corect, asta nu trebuie să sufere nimeni. Și cei care plătesc acele coloane, trec prin casă, trebuiau izolate. Deci acele sunt un condomeniu. Deci coloanele respective... Că sunt izolate sunt și în continuare sunt plătite părțile corect, comune. Dar factura care o întocmește RAM, o întocmește pe consumul blocului. Nu întocmește factura individuală pentru că nu au unități de măsură. Sunt câteva blocuri făcute pilot în Buzău, Micro 5, dacă vreți să știți, care au acel aparat de măsură orizontală și sunt foarte mulțumiți. Nu vor să debranșeze. Plătește exact cât consumă. Asta trebuia să facă investiția de acum 6-7 ani. RAM-ul trebuia să facă lucrul ăsta. Vă rog frumos, numai RAM-ul primăria. RAM-ul nu are buget. Bugetul se află la primărie. RAM-ul... Păi RAM-ul este RAM-ul partea este primăriei. Da, e societatea primăria. Nu putem să facem. Vreau să vă pun o întrebare. Spuneți. Simplă. Câți bani s-a dus în investiții în RAM? Pentru aceste aparate de măsură ca să facă investiții în ultimii 6 ani. Domnule, eu știu așa că RAM-ul la ora actuală are 20 de milioane de euro datorii și 10 milioane de euro pierderi. Eu v-am deci întrebat bani... altceva. Nu sunt contabil, în primul rând, și corect. Nu știu datoria are RAM-ul. Da. Dar eu vă spun o întrebare. Deci când lucrați și sunteți consilieri și ați votat proiecte și vreți să votați proiecte, ne uităm la Focșani. Nu vreau să mă dau exemple din țară. Repet încă o dată și nu mă aud de nimeni. Da. De ce nu se face acele aparate de măsură ale RAM-ului cum este contorul la gaz? Contorul la gaz este al firmei respective. N-am plătit, dar mine mi-a luat contorul individual. Așa și aici. Trebuia să montez acele aparate. Aia era cea mai bună investiție. La fiecare apartament se puteau face chestiile astea, proiecte, modificări și nu mai există aceste discuții. Păi și acești bani care se pierde degeaba în continuare și datorii. Fiecare cât consumați, vinea factura cu acel aparat, ca la pometru. Așa este și normal. Nu s-a vrut să facă lucrul acesta, stimate domn. Și am înțeles și ne trezim acum despre ce vorbim. Păi, bun, eu vă mulțumesc că ați intervenit să ne oferiți detalii din lege și să ne spuneți cum e normal. Nu eu hotărăsc, domnul primar hotărea lucrurile. Da, un consilier local poate depune un proiect, nu e obligatoriu să-i fie trecut pe ordinea de zi și nici să fie aprobat. Da. Dar știu că sunt factorii de decizie de la RAM care se gândesc la astfel de probleme. Nu cred că un consilier ar fi putut să investească în aparate de măsurat. Nu? Investițiile trebuiau făcute, așa cum spunea telespectatorul nostru, de acum 7-8 ani. Sigur, dar n-a făcut nimeni nimic și ajungem în situația exact în care ce spuneam la începutul anul emisiunii. Viitor nu știm ce se va întâmpla, dar se va întâmpla ceva. Bun, spune alt telespectator, conductele comune nu sunt ale RAM-ului, sunt proprietatea locatarilor. RAM livrează agentul termic la scara blocului, ce trece dincolo de gigacalorimetrul general, este al proprietarilor. Împărțirea costului o face asociația sau prin delegare RAM. Exact. Da. Sunt multe probleme, o să mai discutăm despre ce va fi de la anul, până la anul însă când RAM nu va mai exista. Să vedem cum își trăiește așa ultimele luni de glorie această societate și cum va reuși să le ofere căldură celor 8.000 de familii care au rămas în sistem. Să pentru că am văzut că am aceasta. Început deja cu avarie. Au fost câteva zile în care problemele au apărut și cei de la RAM nu prea găseau avaria. Au reușit până la urmă, bine că au reușit. Haideți să vorbim despre lucruri frumoase. Da. Ce se va întâmpla în luna decembrie în Buzău, că înțeleg că ați discutat și despre asta. Da, a fost un proiect de hotărâre, a devenit hotărâre, organizarea și funcționarea târgului de iarnă și a orășelului copiilor. Târgul de iarnă va fi pe platou Dacia, ca unde de obicei va fi instalat și acel patinoar, cu toate că cetățenii sunt nemulțumiți, pentru că tot timpul... Unii dintre ei, domnule Roșioru, sunt mulți care se bucură de patinoar. Da, avem un patinoar și unde...
Da, da, acela oricine e poate să, privat. Este privat, dar tot al buzoienilor este. Dar cred eu că în jurul patinoarei ați văzut că tot timpul gheața se topește și există apă, acea mizerie, gheață topită și tot timpul oamenii reclamă acest lucru că trebuie făcut ceva, adică trebuie găsit o altă soluție, eventual instalat sau venit cu o altă soluție de agrement și de distracție. Sunt, da, și alte sunt soluții. Inconveniente, dar totuși sunt foarte mulți copii. Am văzut anul trecut de la școli copii chiar din județ care au fost aduși la patinoar și au beneficiat gratuit de câteva ore în aer liber. E important să fie și astfel de soluții, mai ales în luna decembrie. Da, și pe urmă Orășelul Copiilor, unde va funcționa în, ca și anii trecuți, în Parcul Crâng, începând cu 18 decembrie. Și probabil vor fi concerte, spectacole, așa, da, cum ne-am obișnuit. Da, vom vedea. Da, se întâmplă în fiecare oraș, mai ales în orașele mai mari. E bine că avem și noi la Buzău. Înțeleg că o să avem și o locomotivă la gară. Da, în rond, așa cum avem un avion la mol, da. Așa va fi o locomotivă pe aburi în rondul de la gară. Da, eu mi-aș dori să fie și o barcă undeva, cu vâzle pe Frăsinet, poate, că acolo, da, am văzut că atunci când plouă mai mult devine așa perfect pentru a merge cu barca. Și ne-a să fie toți politicieni. Așa v-aș dori și noastră, sunteți politician. Da, nu vreți spun în barcă, vreți în locomotivă. Am înțeles. Da, a fost o glumă. Vă mulțumesc tare mult, domnule Roșioru, pentru prezență. Și eu prezență. Vă mulțumesc dumneavoastră și le mulțumesc telespectatorilor dumneavoastră și pentru sugestiile și pentru tot ce au sesizat. Le mulțumesc pe această cale. Să le transmiteți mai departe. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că urmează jurnalul Campus TV. O seară frumoasă și weekend plăcut. La revedere!